Ploile au creat probleme și în capitală, dar și în județul Ilfov. Inundațiile au lăsat dezastru în urmă în orașul Bragadiru. Parterul unui bloc finalizat în anul 2019 a fost complet distrus de apa care a ajuns în mai multe apartamente. Proprietarii au încercat să salveze ce au mai putut. Cu mai multe detalii, chiar de la fața locului, vine colega mea Fulvia Bogaciu. Bun găsit, Fulvia! Ce a rămas în urma inundațiilor în acele blocuri și ce spun oamenii? Bun găsit tuturor! A rămas dezastru în urma inundațiilor într-un apartament rezidențial de aici, din orașul Bragadiru. Ei bine, lângă mine le am pe două dintre proprietarele acestor apartamente afectate și vreau să merg întâi la doamna Adina, care de câteva zile stă la un hotel pentru că efectiv nu mai are cum să intre în casă din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat cu casa dumneavoastră? La ora, casa a fost afectată de inundații și refulare dinăuntru, deci venea apa și din afară și dinăuntru în casă. A refulat PVC-ul pe cadă, noi am stat în permanență cu două pompe în funcțiune ca să dăm apa afară pe geam, peste gard, să putem să ținem un nivel constant în apă, în casă, și nivelul a fost în jur de 30-35 de centimetri, n-am reușit să-l coborâm mai mult de atât, a fost foarte aproape de prize, iar chiar aici, dacă vă uitați, cum a putut Enelul să facă așa ceva, deci nivelul a fost aproape să inunde panourile de electricitate, iar la mine în casă, la ora actuală, baia nu este funcțională, WC-ul nu este funcțional, cada nu este funcțională, eu nu am alte șanse decât să mă duc la hotel. Domnul Dan Andronache și soția acestuia, Simona, care sunt proprietarii, au fost proprietarii și dezvoltatorii acestui bloc, care are vicii de design, sigur are vicii de design, pentru că nu este posibil să vizi un apartament la care se poate întâmpla așa ceva. Îmi spuneați că după ce ați reușit să scoateți apa, ați aruncat mobila pe care ați cumpărat-o nouă atunci când v-ați mutat în urmă câteva luni aici în apartament. Da, eu m-am mutat în februarie, la sfârșitul februarie aici. Totul a fost nou, am investit 10.000 de euro în acest apartament. Toată mobila a fost nouă, Ikea, electrocasnicele noi. La ora actuală, în afară de frigider, toate electrocasnicele sunt afectate, nu mai merg, pur și simplu. Mobila este toată afectată, canapeaua nu mai puteam să mai țin în casă, că era îmbibată în apă și este dusă la ghenă să vedem cine o să o ia și cum o să o ia. Fotolele trebuie să arunc. Deci nu am mobilă care pot să o mai folosesc la ora actuală în casă. Acum stați la hotel? Da, stau la hotel cu 130 de lei pe noapte. Și ce se va întâmpla cu dumneavoastră de aici încolo? Deci eu am vorbit cu dezvoltatorul și mi-a promis, acum nu știu dacă se ține de cuvânt, mi-a promis că va găsi o soluție, fie îmi dă bani înapoi pe casă, fie mă relochează la un etaj superior. Acum rămâne de văzut că dânsul, în general, în momentul în care se întâmplă ceva de genul ăsta, că suntem la a treia inundație, nu la prima, când se întâmplă, își bagă, e ca un struț, știți? Cu capul în nisip și nu mai aude, nu mai răspunde la telefon, nu mai vorbește cu nimeni. Apa a avut un nivel foarte mare aici la bloc. Vreau să mergem și la doamna Nicoleta, cea care are un copil mic și care s-a trezit efectiv cu apa până la nivelul pătuțului copilului. Nici dânsa nu știe ce se va întâmpla de aici încolo cu ea. Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, cum a început totul zilele acestea? A fost groaznic, pur și simplu precipitațiile au fost în cantități foarte mari și ne-am trezit că refulează cada, toaleta și apa vine și de pe hol. Asta nu e prima inundație, s-a întâmplat și vinerea trecută și vinerea asta și aici stau de un an jumate. La fiecare ploaie mai serioasă începe să refuleze cada și toaleta. Am pompă în casă, sunt disperată, nu știu ce să fac, cum să opresc apa la prima ploaie. Deja mă gândesc, Doamne, dacă mă inund iar. Nu e posibil și nu e uman să crești un copil în asemenea condiții. Și deja de la inundație, mobila e compromisă, electrocasnicele sunt compromise, e un dezastru, nu e un spațiu igienic în care poți locui cu un copil mic, în niciun caz. Am văzut că ați încercat singuri aici, locatarii blocului, să vă gospodăriți și să scoateți apa. Am văzut că ați pus saci de nisip, de pietriș la intrarea în scara blocului, însă asta nu a ajutat nicicum pentru că apa a fost până la nivelul pătuțului copilului, adică foarte sus. Da, a fost groaznic. Când am văzut că apa mai are un pic și ajunge la pătuțul copilului, am fost îngrozită. Deci nu am crezut vreodată că o să trăiesc așa ceva. A fost un coșmar.
Și asta s-a întâmplat de două ori, și vinerea trecută și vinerea asta. Și am plecat în miez de noapte de fiecare dată la prieteni unde s-a putut, dar acum ne-am întors acasă și nu avem alt loc în care să plecăm. Nu am altă casă. Ca urme ale dezastrului, pentru că deja se văd urmele aici, la parterul blocului, se văd urmele unde a fost apa. La dumneavoastră în casă, practic, ce este stricat? Pereții aproape până la prize, nu știu, unele prize deja nu mai funcționează, vă dați seama că e în pericol totul. Ce aveți de gând să faceți? Păi sper să primim altă casă, să fim relocate sau despăgubite, pentru că nu am cum, îmi cresc singură copilul și nu am unde să mă duc. Acestea au fost informațiile de aici, din blocul nou de locuințe din orașul Bragadiru. Ei bine, continuăm să urmărim acest subiect și să urmărim, să vedem dacă dezvoltatorul imobiliar va despăgubi cumva aceste familii și ce se va întâmpla în cazul lor.